În Duminica Vameșului și a Fariseului, preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria, a săvârșit Sfânta Liturghie în parohia Apateu. Vizita pastorală a fost prilejuită și de încheierea slujirii părintelui Origen Sabău în această parohie, pe care a păstorit o vreme de 24 de ani. Duminica aceasta a fost una cu totul specială pentru mine personal, dar și pentru credincioșii parohiei Apateu, pentru că, iată, în acest loc în care am slujit de atâtea ori și care s-a dezvoltat foarte frumos în cei 24 de ani de slujire ai părintelui Origen Sabău, care a fost de asemenea și consilier cultural al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, a fost și o sfântă liturghie de rămas bun, pentru că prin ajutorul lui Dumnezeu și binecuvântarea preasfințitului părinte Sofronie, părintele își va continua misiunea la o altă parohie din părțile Oradei, astfel încât și-a luat rămas bun de la credincioșii săi și de la noi, mulțumindu-i pentru toată activitatea deosebit de bogată și de frumoasă pe care a realizat-o în principal aici, în parohia Apateu, în locurile și în biserica aceasta, dar și în sufletele oamenilor, precum și la nivelul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria. Cred că nu trebuie să ne luăm un rămas bun, pentru că relația personală cu parohia trebuie să dăinuie, trebuie să existe, pentru că este o obligație morală de a continua și de a face în așa fel încât să funcționeze biserica aceasta până la sfârșitul viacurilor. În ceea ce mă privește, atât cu Dumnezeu o să mă îngăduie ca să pot să sprijin sau să fiu alături de acești credincioși și mai cu seamă și alături de preotul care va veni în această parohie ca să slujească și să continue lucrarea mântuitoare la care fiecare dintre noi am fost chemați, aceea de a-L preaslăvi pe Hristos în taina Sfintei Euharistii, aici la Sfântul Altar. În urma unei discuții cu preasfințitul Siluan, am analizat că ar fi frumos și emoționant ca să vină în această parohie Apateu. Fiind student de teologie pastorală și cu masterul terminat, o bucurie foarte mare pentru mine pe mai departe să aduc îmbogățire în sufletul acestor localnici, pentru a continua lucrurile frumoase deja făcute aici în această biserică. Biserica românească din Apateu a fost construită între anii 1798 și 1807.